Mi se pare o mărșăvie și o idioțenie să-l faci pe Călin Georgescu putinist și legionar. Ia iurea. E ca și cum mai întreba pe mine dacă îmi place de Victor Orban. Sigur că îmi place, pentru că mă uit la el ca la un bărbat care face chestii extraordinare pentru nația lui. Trebuie să discutăm despre oameni în contextul în care își fac treaba, a spus Florentin Marinescu. Ați văzut însă cu atenție declarațiile publice ale dânsului de-a lungul vremii m-am uitat și eu pe filmulețele lui. Sunt două povești care i s-au pus în gură. I s-a adresat întrebarea despre mișcarea legionară și a zis că a fost o mișcare naționalistă. Dacă vorbești despre naționalism, îl legăm imediat de vrei. Dacă tu ești naționalist, înseamnă că vrei să faci ce au făcut ea? Niște aiurei. Nu mai avem voie să iubim România cu adevărat. Din suflet? Să punem în context și să ne amintim că, în momentul construcției ei, mișcarea legionară a fost percepută și îmbrățișată ca un curent extraordinar. A, că -a deviat după aceea într-o zonă extremistă, aia e altceva. Dar, ce facem? Translatăm oamenii de acum în vremurile acelea și etichetăm pe loc extremiști doar fiindcă vorbesc despre naționalism. A fost întrebat de prelipceanul la Digi24 ce părere are despre Putin. Și că, vai, i-a adresat de trei ori întrebarea, iar la final a răspuns că Putin își iubește țara. Adică, gata, e pro-Putinist. Chiar nu mai înțelegem limba română. Ce e incorrect în acest răspuns? Putin nu își iubește țara? Dacă am simpatizat cu Biden și a venit acum Trump la putere și spune că își iubește țara, îl bag direct la extremism, că a venit să omoare America? Astea sunt scenarii cu care vrei să influențezi mintea unor oameni simpli, de pe stradă, care poate nu înțeleg pe deplin fenomenul. Călin Georgescu își iubește țara și își dorește ca România să însemne altceva în lume. Să ridice capul. Noi îi găsim bube ca să-l plasăm imediat într-un imaginara juristic proputinist și extremist. E bine ca poporul român să fie aruncat în război? Ca să facem ce? Dacă m-ar chema mâine la arme, m-aș duce pe front să lupt pentru Ucraina. Nu m-aș duce. Călin Georgescu a zis foarte bine: Trebuie să ne apărăm țara noastră înainte să ne gândim la Ucraina să trăim aici bine. E normal să dăm peste 3000 de lei ajutor la copii ucraineni, iar unui copil român să-i dăm 260 de lei. De cât timp făștiți cu Călin Georgescu, de câțiva ani buni. Nu chiar dinainte de Revoluție, e mai mic cu vreo 12 ani decât mine. Vă mai spun ceva aberant, m-am distrat teribil când Ciolacu, nefiind sigur că intră în finală. Îi propunea postul de prim-ministru lui Călin Georgescu. Un clovn. Păi, tu nu știi dacă prinzi primele două locuri și propui altora locul de premier. Păi, poate iese la președinte. De ce să-l baci tu într-un scenariu fără sens, ca și cum aveai asigurat locul în turul 2? Trebuie să încercăm să ne facem bine, să gândim în interesul acestei țări, să începem să muncim serios. Să plantăm roșii și flori de ale noastre. Altfel murim. Nu mai facem nimic decât să împrumutăm bani la infinit. Sunteți sigur că e o exagerare ideea că descoperim în Călin Georgescu un personaj prorus și cu simpatii legionare? E mai mult decât o exagerare. E exact ce i-s a pus în cârcă și lui Simion, că toți care vorbesc despre România sunt putiniști și legionari. Aiurei. Domnule, ai urei! Se bag în cap aceeași idee cretină că l-ai omorât pe unul sau l-ai scos de pe piață dacă îi lipește eticheta de putinist. Înainte să afle acum toată lumea că există Călin Georgescu, îl plasau unii pe partea cu americanii. Că a fost pe la ONU, că știe pe ea prin America. Acum, brusc, peste noapte, a devenit pro -Rusia.